Mii de hinduși s-au scăldat în râul Gange în timpul unei mari sărbători religioase. Credința s-a dovedit a fi mult mai mare decât teama, căci credincioșii veniți din toate părțile Indiei au renunțat complet la măsurile de protecție anticovid, precum distanțarea fizică sau purtarea măștilor de protecție. यहाँ पे लोग खड़े हैं अपना आराम से बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं है, कोई मतलब नहीं। बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाइए, बताइए सरकार क्या करेगी, गलती हम ही लोग की है ना। Cam așa a arătat malul râului Gange în timpul uneia dintre cele mai mari sărbători religioase ale hindușilor. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au scăldat în apa a cărei temperatură era de aproximativ 10 grade Celsius. Deși autoritățile au încercat să disperseze mulțimile și le-au spus să respecte regulile anti-COVID, convingerea că apele sacre ale Gangelui le va ajuta sufletele să se elibereze din ciclul nesfârșit al reîncarnării a fost mai puternică decât restricțiile. Jahan tak hamse ho sakta hai ki aap bhi social distancing maintain kariye, protocol jo hai covid protocol usko follow kariye, so kisne wo kisi bhi tarika ka pata, all over India se log yahan pe aaye hue hain, kisi bhi tarika ka ye to dar to sabka hi hai, sabke man mein hi dar hai, lekin bhagwan se yahi prarthna karenge, yahi ummeed rakhenge ki jaldi se ye corona jo mahamari hai, jo pandemic hai, इससे हमको मुक्ति मिले और हम जैसे पहले दिन जैसे जिंदगी। आज का दिन जो गंगा स्नान करके कपिल, उसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। Bayan Gange, care face parte dintr-o serie de evenimente care se vor încheia peste aproape o lună și jumătate, marchează ziua în care soarele trece în zodia Capricorn. De asemenea, marchează sfârșitul iernii și începutul unui nou sezon de recoltare. Festivalul are semnificație atât sezonieră, cât și religioasă.